Cum spunea Ana Maria, zborul este evoluție și revoluție. Mulți dintre noi percep zborul ca fiind poezie, ca fiind filozofie, ca fiind acțiunea fizică care te apropie de divinitate. Sau, după ce ai trăit-o, este aventura pe care o povestești prietenilor la o terasă în fața unei beri. Zborul, așa cum îl percep eu și colegii mei, n-are nicio legătură cu poezia, n-are nicio legătură cu filosofia și, în orice caz, nu discutăm la terasă la o bere. Pentru că oamenii cu care lucrez eu nu ies la terasă. La începutul secolului 20, s-a născut aviația. Și românii au avut o contribuție extraordinară în acest domeniu. Întotdeauna, haideți să ne gândim la Conrad Haas, creatorul rachetei intrepte. Haideți să ne gândim la Hermann Oberth, părintele astronautici. La Traian Vuia, creatorul primului aparat de zbor mai greu decât aerul care a decolat de la sol prin forțe proprii. La pionierul Aurel Vlaicu sau la Henri Coandă, creatorul primului avion cu reacție. Nu există niciun alt domeniu în istoria noastră în care să ne fie adus contribuția mai mult așa cum ne-am adus în domeniul aeronautic. Acum, la nivel mondial, se naște industria spațială privată. Și cu toții sunt sigur că ați auzit de inițiativele de creare a navelor pentru turism spațial sau de primele zboruri private către Stația Spațială Internațională. Ce facem noi românii în această situație? Asociația pe care o conduc, în 2004, a lansat prima rachetă 100% românească din poligonul forțelor aeriene de la Capul Media. În 2006, a lansat cel mai mare balon solar din lume cu cabină presurizată în stratosferă. În 2007, a lansat vehiculul suborbital Stabilo deasupra Mării Negre și acest lucru a însemnat și colaborarea noastră, parteneriatul nostru cu forțele navale române. În 2009, am încercat să lansăm racheta Helen de pe Marea Neagră, în zbor spațial, aceasta fiind transportată în stratosferă de către cel mai mare balon solar din lume. Volumul lui era echivalentul a 8 blocuri cu 10 etaje puse unul lângă altul. Din cauza dificultăților tehnice nu am reușit să lansăm acel zbor. Ne-am întors pe mare în 2009 la bordul navei NSSL 281 Constanța și am încercat din nou, de această dată cu un balon cu heliu, mult mai mic și mai ușor de manevrat, că a fost umflat de pe puntea heliporta navei Constanța. De această dată zborul a fost reușit și am reușit să lansăm racheta Helen la altitudinea de 40 km, cea mai mare altitudine atinsă de un obiect românesc care a decolat prin forțe proprii. Aceasta este poza de după, un parteneriat extraordinar între noi și forțele navale. Mulți care au văzut acest lucru au spus, ok, proiectul a fost ajutat de către statul român, nu? Proiectul nu a fost ajutat de către statul român, serviciile prestate de către forțele navale au fost plătite de către organizația noastră. Cu toate acestea, legătura dintre noi și dintre forțele navale a fost extraordinară și este un model de parteneriat public-privat despre cum se poate colabora între o organizație non-guvernamentală și o instituție a statului. În 2012 am extins și mai mult evoluția noastră și am desfășurat o serie de 5 zboruri pentru echipamente cu destinație specială, am urcat mai sus, mai repede și am mers mai departe ca niciodată. Primul videoclip. Un scurt videoclip cu activitatea noastră, care include momentele importante despre care am vorbit anterior.
Yeah, raise me. După cum ați văzut în ultima parte a videoclipului, în 2011 am anunțat programul avionului supersonic de transport, iar aerospace Excelsior, pentru competiția de astronautică de 30 de milioane de dolari Google Lunar X Prize. Acest avion trebuie să transporte racheta HASS la altitudine de lansare de 16.000 de metri și să o lanseze apoi cu eficiență sporită datorită ridicării rachetei la altitudine foarte mare. Lucrul la avion a continuat pe tot parcursul anului 2011 și la începutul acestui an, reușind la sfârșitul anului 2011 să testăm la zbor cabina avionului în colaborare cu Ministerul de Interne, care ne-a asigurat suportul logistic. Acest test cu cabina permite a reprezenta calificarea pentru zbor a cabinei, în caz de necesitate cabina putând fi desprinsă de aparat. Ok, să trecem peste. Am realizat toate aceste lucruri în 10 ani. Haideți să facem puțin un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm ce o să facem peste 20, 30, 40 de ani. La începutul anului acestui an am anunțat programul spațial al României, o inițiativă până în 2025, care își propune, printre altele, finalizarea lucrărilor la motorul executor. Testele pentru acest motor vor începe, inima întregului program spațial, testele pentru acest motor vor începe în poligonul Forțelor Aeriene de la Capul Media, peste o lună. Finalizarea lucrărilor la avionul supersonic IR-111, la racheta HASS-2 pentru competiția Google Lunar X Prize, rachetă care va fi lansată de la Sol anul următor, în 2013, și vom încerca să satelizăm o sarcină utilă de o jumătate de tonă și va culmina cu construcția rachetei Super HASS, un lansator orbital capabil să lanseze 2,5 tone în orbită terestră joasă. Un scurt videoclip de prezentare pentru avionul IR-111 și programul spațial al României. Thank you.
sunetul. Sper să avem mai mult noroc la zbor decât la prezentări. Ok. Ce să vă spun? În principiu, urmăriți-ne, fiți cu ochii pe noi. Următoarea perioadă va fi extraordinară. Vom trăi o perioadă fascinantă. Cum am spus și acolo, împreună vom scrie istoria și sunt sigur că cu toții ne dăm seama că aeronautica și spațiul este indicatorul cel mai semnificativ al nivelului de dezvoltare a unei națiuni. Vă mulțumesc!